Județul Bacău s-a clasat pe locul 23 în topul județelor cu cel mai ridicat nivel de trai din România, clasament realizat de Gândul.info pe baza unor punctaje acordate în funcție de 7 indicatori socioeconomici relevanți. Mai exact, s-a luat în considerare rata șomajului, salariul mediu net, suprafața spațiilor verzi din localități, rata criminalității, procentul gospodăriilor conectate la rețeaua de canalizare, contribuția locuitorilor la economia locală și speranța de viață. Cu doar 129 de persoane condamnate la 100.000 de locuitori, județul Bacău ocupă locul 4 în topul privind cea mai mică rată a criminalității din România, după Ilfov, Vâlcea și Buzău, reiese din datele Institutului Național de Statistică. Un alt indicator care a tras în jos media județului este procentul locuințelor conectate la rețeaua de canalizare, circa 54,1%, precum și la productivitatea locuitorilor, respectiv contribuția fiecărui băcăuan la economia locală. În județul Bacău, indicatorul PIB pe cap de locuitor este de numai 4.626 de euro, cu 32% sub media națională de 6.826 de euro. Un aport semnificativ la economia locală l-au două dintre cele mai mari companii de drumuri din România. Împreună, cele două au avut în 2011 afaceri de peste 321 de milioane de euro și au asigurat locuri de muncă pentru circa 1.300 de persoane. Un alt jucător important la nivel național cu rădăcini în Bacău este lanțul de magazine de bricolaj, care a avut în 2011 o cifră de afaceri de peste 475 de milioane de euro și circa 4.640 de angajați, potrivit celor mai recente date ale Ministerului Finanțelor Publice.